Reunim românii oriunde s-ar afla. Aducem România aproape de ei la Departe de Acasă. Dragi ascultători, bună ziua! Sunt Simona Popescu și vă spun bine ați venit la emisiunea Departe de Acasă. Un muzeu din Chișinău a salvat, dragi ascultători, de la dispariție 100 de cămăși tradiționale basarabene. Aceasta este vestea care a venit de dincolo de Prut pentru a marca ziua culturii noastre naționale, centenarul Unirii, dar și pentru marcarea zilei de 24 ianuarie, ziua Unirii Principatelor Române. Când ai un suflet mare, precum îl au doamnele care au contribuit la salvarea cămășilor tradiționale din Republica Moldova, România, Italia, Franța, Israel, ori alte țări ale lumii, și cu acul se poate edifica o lume. O lume a diasporei românești mobilizată pentru acest scop minunat. Marile idealuri sunt înfăptuite și cu pași mici, cam cât cuprinde ața acului în crucea pânzei, ne spune în primul interviu coordonatoarea acestui proiect, pe care vă invit să o ascultați. Ne mutăm apoi în Spania pentru a afla o altă poveste de succes, de această dată pe tărâmul literaturii. Facem împreună cu interlocutorul nostru și o analiză a continuării exodului românesc în ritm accelerat. Vă invit să ascultați și știri despre și pentru românii de pretutindeni, toate puse în undă alături de acorduri muzicale dragi inimii dumneavoastră. Vă urez tuturor audiție plăcută! Jucat. Dacă te-ai face om bogat, așa, 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 măi, ne vin din averire, ca să-ți plătesc întărire. Cam bolind, dar sate mult eram, taram, taram, tara, să cap lăutar de frunt, eram, taram, tara, vida ca tine n-am găsit, ram, taram, taram, tara, la joc așa i-s cu sât, ram, taram, tara, vida ca tine n-am găsit, la joc așa i-s cu sât, măi! Frunzulițe de castani, da să jucăm ca la pașcani. Uite așa, 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 picăm căi și tropotit, da și cu foc la învârtit. Sus călcă eu cât mai sus, șarararara, cât pe jos colbus o pus, șarararara, și șubotai bucățele, șarararara, tot de milistă-n dureale, șarararara, ui, și șubotai bucățele, tot de milistă-n dureale, măi, ia pașa! Și ne joacă prin sarat, e cu gând însurat, ia ca așa, 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 se uită în sus și în jos, dar șăcată și mai frumos. Părăluță din argint, ram-taram-tararara, ia ca mândrân de-am găsit, ram-taram-tara, îi dizmiar dată și sunt trea și ram-taram-taram-tara, și la joc faci și cât zea și ram-taram-tara, ei, la lucru nici jumătate, și nu vrea bacă cu lapte, măi, nici găini cu zburătoare, știri despre și pentru românii de pretutindeni acum. Comisia Europeană cere Statelor Unite ale Americii să elimine vizele pentru România. Instituția a prezentat un raport asupra progreselor înregistrate în ultimul an în sensul obținerii reciprocității regimului de vize în relația cu Statele Unite, în contextul în care, pentru blocul comunitar, este singurul caz de non-reciprocitate. Cetățenii din 5 state membre, România, Bulgaria, Cipru, Croația și Polonia, au nevoie de vize pentru a călători în Statele Unite, în timp ce americanii nu au nevoie de viză pentru UE. Un nou lectorat de limbă română la Madrid. Reprezentanța Institutului Cultural Român de la Madrid, Ambasada Spaniei și Universitatea Complutense, Centrul Cultural Casa de Vacanți și Centrul Național al Cinematografiei au organizat pe 15 ianuarie manifestarea Eminescu ieri și azi, o evocare a personalității poetului la 130 de ani de la moartea acestuia. Evenimentul a marcat inaugurarea lectoratului de limbă română la Universitatea din capitala Spaniei. Bursă a locurilor de muncă pentru românii din Italia.
Citez: în luna februarie vom face în Italia, la Milano sau Torino, o bursă a locurilor de muncă pentru românii noștri care muncesc acolo. Mergem cu oferte clare, pe perioade clare. Sindicatele și patronatele din construcții, patronii mai ales, au spus că vor mai pune și ei, iar salariul minim va ajunge la 3.500-4.000 lei net în mână. Sperăm să începem ușor-ușor să ne aducem specialiștii acasă, am încheiat citatul, a declarat presei ministrul român al muncii. 9 profesioniști părăsesc România în fiecare oră. În ultimul an a crescut cu 50% numărul angajatorilor din Germania, Belgia și Spania care caută români pe piața muncii. Chiar dacă străinii promit salarii mai mari, specialiștii avertizează că o slujbă peste hotare vine la pachet cu anumite riscuri. Numai în 2017, peste 200.000 de români au plecat la muncă în străinătate. Datele INS arată că de la an la an, numărul celor care renunță la România crește cu peste 10.000. Ardelean, îs ardelean, din ținut năsău de-an mă. Și dacă ar și tăți ca mine, de-aici nu ne mută nimeni. Țara ardealului nu ia orșicui, numai românului. Uite, sunt șofos, n-am pus capul jos, că ardealui tăt a nos. Ardelean am fost șoi și toată lumea să mă știmă. Și aici apașe să-mi dai căzi de 2000 de aimă. Țara ardealului nu ia orșicui, numai românului. Câte sunt și-o fost, n-am pus capul în jos, că ardealui tătanos. Dau din pita de mălai, te duc și cu mine în rai, mă. Da, o palmă de pământ, nu dau nici pentru-n mormânt, mă. Țara ardealului nu ia orșicui, numai românului. Câte sunt și-o fost, n-am pus capul jos, că ardealui tătanos. Tisa n-a pusă-ni, noi ne zicem ardeleni, mă. Cât ne-or străjui carpați, nu dăm numile la alții. Țara ardealului nu ia orșicui, numai românului. Câte sunt și-o fost, n-am pus capul jos, că ardealui tăt a nos. În ardealul meu străbun, în credința mea mă țin, mă. Că sub crucea lui Hristos s-o încinată neamul nostru, mă. Țara ardealului nu ia orșicui, numai românului. Câte sunt și-o fost, n-am pus capul jos, că ardealui tăt a nos. Țara ardealului nu ia orșicui, numai românului. Câte sunt și-o fost, n-am pus capul jos, că ardealui tăt a nos. Oriunde ai fi,
te simți român, pentru că România e în tine. Când ești departe de acasă, te apropie de casă Simona Popescu. Am prins de veste, dragi ascultători, că un muzeu din Chișinău a salvat de la dispariție 100 de cămăși tradiționale basarabene. Cu alte cuvinte, podul de flori s-a refăcut așa cu acul și cu ața. Și despre acest subiect am invitat-o să ne ofere amănunte pe doamna Varvara Buzilă, doctor cercetător la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău. Bună ziua, doamnă Buzilă, și bine ați venit la emisiunea de parte de acasă. Bine v-am găsit! Citeam așa o foarte scurtă declarație a dumneavoastră și spuneați așa: când ai suflet mare, precum îl au doamnele noastre, și cu acul se poate edifica o lume, pentru că marile idealuri sunt înfăptuite și cu pași mici, cam cât ar prinde ața acului în crucea pânzei. Sunt fericită că și multe alte colege, prin arta acului, doamnele pot arăta lumii frumusețea sufletului lor. Cusutul artistic unește oameni de mare sensibilitate. Și i-a unit, doamnă Buzilă, pe românii din Republica Moldova cu românii de aici, de acasă, din România, și ați reușit, iată, să salvați 100 de cămăși basarabene. Dar vă întreb cine și cum a reușit să le salveze. Să le spunem și ascultătorilor noștri. Da, într-adevăr este o colaborare la nivel național, pentru că au participat la realizarea acestor cămăși atât doamne din diferite locuri ale Republicii Moldova, dar și din Cluj, din Arad, din Târgu Mureș și, bineînțeles, din București. Acest lucru este o dovadă că, indiferent de profesiile pe care le au doamnele, există ceva major care rămâne întotdeauna în codul genetic al femeilor noastre, anume sensibilitatea pentru tot ceea ce înseamnă marcă națională sau tot ceea ce înseamnă simbol național. Și chiar în vremurile de mai mare încercare sau de mai puțină încercare, femeile întotdeauna sunt păstrătoarele a ceea ce înseamnă valorile de acasă, valorile majore care ne unesc. Știți, aveți așa un total câte femei au cusut la aceste cămăși? Avem un total câte femei, de fapt, participă la comunitatea șezătoare Basarabia, pentru că în cadrul acestei comunități, care are 3 ani de activitate, uite că treptat se unesc tot mai multe doamne, atât din Chișinău, cât și din alte localități mult mai îndepărtate de Chișinău. Și doamnele care vin aici la Chișinău pentru a învăța niște lucruri, pentru a verifica niște abilități, după aceasta se întorc în comunitățile lor și acolo dezvoltă alte activități, pentru că s-au format mici comunități ca sateliți ai comunității șezătoare Basarabia. Iar aici, în cadrul expoziției, au ajuns cămășile care nu au plecat în alte părți ale mapamondului, pentru că multe dintre cele chiar gândite și cusute în cadrul șezătorii nu au mai avut răbdare să apară în cadrul acestei expoziții și au luat drumul altor țări și le poartă nepoatele doamnelor, feciorii sau fiicele lor. Este și acest mod de vizualizare a identității noastre în lume o anumită contribuție la salvgardarea portului tradițional basarabean. Așa este. Eu aș vrea să vă propun să le spunem ascultătorilor noștri, doamnă Varvara Buzilă, că expoziția, care se numește 100 de cămăși basarabene salvate de la dispariție, reprezintă un eveniment organizat de Institutul Cultural Român Mihai Eminescu la Chișinău, în colaborare cu Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău, Societatea
Societatea de Etnologie din Republica Moldova și Comunitatea Șezătoarea din Republica Moldova și ați vrut să marcați cu ocazia vernisajului acestei expoziții Ziua Culturii Naționale. De asemenea, v-ați gândit și la centenarul Marii Uniri, dar și la Mica Unire, pe care o vom marca împreună zilele următoare. Dar aș vrea acum să vă invit să le oferim ascultătorilor noștri detalii despre cele 100 de cămăși salvate. Unde le-ați găsit? Cum le-ați ales? Cum ați transmis modelul care trebuie cusut și aici acasă, dar și la Chișinău în mai multe localități? Ca să facem o mică precizare. Așa. De la bun început, în spațiul nostru, costumul și în special cămașa au avut foarte mult de suferit și în perioada când Basarabia era în Imperiul Rus și ulterior când, după al doilea război mondial, când a fost în cadrul Uniunii Sovietice, pentru că niciodată nu s-a pus accent pe acest simbol de foarte mare unitate și de foarte mare putere semnificativă. Din acest considerent am pierdut foarte multe modele sau vechi cămăși la care s-a lucrat secole de-a rândul și au fost completate drept structură, drept bogăție ornamentală și tot așa mai departe. Era foarte important să căutăm ceea ce nu mai poate fi demonstrat din patrimoniul diferitor muzee, dar și din, să zicem, din ceea ce au moștenit familiile. Și atunci ne-au prins bine atât pozele din perioada interbelică sau cumva de la începutul secolului 20. Ne-au prins bine cămășile rupte deja, fără o anumită condiție expozițională sau de purtat în lume. Ne-au prins bine peticuțe, bucăți din vechile cămăși. Și toate aceste surse au fost luate drept început pentru fie a face copii fidele, fie a reconstitui piese de mult pierdute și rămase doar ca o palmă de pânză cusută întotdeauna și cu multă admirație, dar de cele mai multe ori cu multe lacrimi. Am încercat să salvăm cămăși din diferite colțuri ale spațiului nostru, încât am punctat așa o geografie foarte echilibrată și ne-am dorit ca satele de la noi să-și regăsească portul în aceste cămăși. Dar aceste cămăși sunt făcute cu foarte multă atenție și cu foarte multă rigoare. Chiar dacă au folosit drept model alte cămăși de mai înainte, uneori s-a întâmplat că cele făcute recent sunt mult mai interesante ca tehnică, ca realizare artistică, ca proporție și în acest mod au venit reprezentanții comunităților rurale și s-au crucit, vorba noastră, de ceea ce au văzut, pentru că nu s-au așteptat să vadă cămăși excelent realizate. Da, pentru că erau femei care coseau, unele dintre ele au învățat chiar cu această ocazie. Au venit la așezătoare, s-au interesat, au exersat și apoi și-au dorit și ele să salveze o cămașă. Și ați salvat cămăși vechi pentru femei, pentru bărbați, dar și pentru copii. Da, într-adevăr, pentru că se lucrează în comunitatea noastră pe principiul familiei, pe principiul rubedeniilor. Pentru că dacă a venit mama încoace și a adus și cele două fiice, și dacă a venit o soră, a venit și cealaltă soră, pentru că a văzut că prima face lucruri de foarte mare admirație. Și chiar dacă o doamnă a cusut pentru sine la început o cămașă, ulterior soțul, văzându-o cât este de preocupată de această activitate, a zis: vreau și eu. Îți stă bine. Și a mai cusut una. Ea a mai cusut una și pe urmă s-a cusut pentru feciori, pentru fiice și îmi place această colaborare sau acest mod de colaborare, pentru că el se pliază foarte reușit pe vechea tradiție,
în comunitate, în familie, împreună cu toată familia, să ieși la diferite evenimente, având cămașa aceasta ca un scut de apărare a tot ceea ce nu ne dorim să ne afecteze și în același timp ca un simbol al identității noastre, un simbol afișat, un simbol trăit cu foarte multă demnitate, lucru care nu s-a mai întâmplat de multă vreme în spațiul nostru. Bine, se organizează diferite festivaluri, diferite concursuri, târguri și chiar sărbători ale portului popular, dar țin să vă spun că ceea ce s-a lucrat în șezătoare Basarabia s-a urmărit să se coase cele mai complicate din punct de vedere tehnic și artistic cămăși, încât să se poată face dovada și pentru meșterii care cos sau confecționează întregul costum și îl propun diferitor formații sau chiar diferitor artiști și care uneori sunt tentați să simplifice și tehnicile și să mărească pasul de cusut. Uite, pentru toată lumea s-a dorit a se demonstra că e posibil și în vremurile noastre, marcate de aceste ritmuri foarte intense, să se coase foarte atent, să se coase niște capodopere care trebuie să facă legătura și chiar fac legătura între sute de ani de acum, sute de ani trecuți, cu alți sute de ani care urmează să vină și aceste cămăși sunt liantul între generații, dar și între veacurile de identitate românească. Sigur, și meritul acestor oameni care și-au dorit să salveze cămăși este acela că n-au cusut după mintea lor, doar așa au luat un model și să înceapă să-l copieze pur și simplu. Toată această lucrare s-a făcut sub îndrumarea cercetătorilor, colegilor dumneavoastră de la muzeu, adică nu după ureche s-a lucrat, nu? Nu, pentru că tot ceea ce înseamnă costum popular înseamnă totodată și un model foarte clar, un model al proporțiilor, al motivelor, al cromaticii, al tehnicilor, al croiului și tot așa mai departe. Și ceea ce iese din acest model nu mai corespunde tradiției și alunecă undeva spre falsuri, ceea ce nu ne dorim. E de ajuns cât s-a falsificat, e de ajuns cât s-a denaturat. E timpul, și asta au zis doamnele, e timpul să fim fideli, e timpul să respectăm vechile modele, vechea tradiție și ne bucurăm foarte mult că aceste cămăși basarabene, ca și întreg costumul, are ecouri pe măsură și în toată Românimea. Pentru că au cusut femei aflate în Italia, au cusut femei aflate în Israel. Pornite de aici, de la noi, sau pornite de undeva din România, cu dor mare de acasă și cu un dor al străbunilor lor, care uneori sunt de origine de aici, din spațiul basarabean. Deci această conlucrare este la nivel național și este propusă spre admirație atât în Republica Moldova, dar și în România. Și oriunde se ar afla ai noștri și sunt sensibili la aceste ritmuri artistice. Aș vrea să vă rog acum să ne vorbiți puțin și despre importanța pe care ați acordat-o dumneavoastră cămășii cu altiță, pentru că știu că urmează să fie propusă de către Republica Moldova și România pentru a fi inclusă în lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanității. Da, undeva peste 70 de cămăși sunt cele îngrețite la gât cu altițe, pentru că ideea noastră a fost să contribuim cât mai mult la vizibilitatea acestei cămăși absolut inedite pe plan internațional și atât de reprezentative pentru poporul român, să fim de altfel în consensul solicitărilor UNESCO, care recomandă neapărat ca un element pe care statele își propun să-l înscrie în listele UNESCO să fie neapărat de foarte mare viabilitate, să fie foarte mult asumat ca patrimoniu de către comunități și să existe mai multe comunități care își asumă responsabilitatea continuității acestui element. De aici, din aceste regulamente UNESCO, uite, s-a constituit inclusiv și s-a configurat această conlucrare. Mă bucur că ea a reușit pentru noi cei care avem datoria
și chiar avem și pasiunea de a salva, pe de o parte, dar și de a avansa, pe de altă parte, în ochii lumii, ceea ce ne reprezintă atât de mult. Sigur că în România, cu care mergem împreună în elaborarea acestui dosar de candidat, există mult mai multe costume, mult mai multe cămăși, mult mai multe doamne care au cusut și continuă să coasă. În spațiul mare al României, la fel, situația cămășii cu altițe este una, uneori credem noi, că mult mai bună decât aici în Basarabia. De aceea, efortul nostru s-a dorit să fie pe măsura plinătății fenomenului în România, ca să fim egali în această conlucrare și să sporim în dosar, să sporim specificul local al tuturor zonelor care alcătuiesc această cămașă cu altiță. Vă doresc mult succes și aș vrea să vă întreb acum ce mai urmează. Sigur, expoziția aceasta, 100 de cămăși basarabene salvate de la dispariție, poate fi văzută la Chișinău până pe data de 28 februarie. Dar apoi, la ce vă gândiți? Ce planuri de viitor aveți? Avem mai multe invitații ale unor instituții din România pentru a etala această expoziție și în alte orașe, iar doamnele de pe acum deja au dorit să începem un alt proiect, Cămașa iubitului, așa i-au zis ele dintr-o trăire sensibilă, pentru că am avut destule reproșuri de la bărbați, bărbați care au suficiente, știu eu, preocupări, dar și o mare înțelegere și o mare afinitate pentru acest domeniu, ca să coasem și cămăși basarabene, pentru că în actuala expoziție avem doar 9 cămăși bărbătești și e puțin, bineînțeles, pentru că dumneavoastră ați remarcat, ne-am dorit să salvăm cămașa cu altiță în principal. Acum e rândul echilibrului. Deci urmează cămașa iubitului să fie salvată și în încheierea interviului nostru, pentru care vă mulțumesc foarte mult, vă invit să transmiteți, doamnă cercetător, gândurile dumneavoastră pentru toți ascultătorii noștri de pretutindeni. Dragii mei, purtați-vă cu mândrie și cu demnitate cămașa de acasă, în special cămașa și costumul, pentru că ele sunt și pavăza noastră, dar și oglinda sufletului nostru. Să ne fiți sănătoși oriunde vă veți afla. Mulțumesc foarte mult încă o dată, mult succes și să aflăm noi vești excelente despre munca, despre truda dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă Buzilă. Și vă dorim spor bun în toate câte le faceți. Și vă reamintesc, dragi ascultători, cu multă pasiune ne-a vorbit astăzi doamna Varvara Buzilă. Domnia sa, vă reamintesc, este doctor cercetător la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală din Chișinău, Republica Moldova. Bine, să vă lumea și pământul cu dragoste și cu cântul. Vorba din la noi și portul, doina cântecul și jocul dorule. Să mă stâmpără sufletul măi, cu doina și cântecul măi dorule. Păi am umblat lume prin tine, tot acasă mi-e mai bine. Yeah.
fereastră și de iarba de pe râd măi și-a cântatului de cuc măi dorule. Ciocurile noastre sfinte până mor să nu le uite omule. Hai și să nu uite vreodată, păi nici de mamă, nici de tată. Când românul se petrece, nimeni lume nu-l întrece. Ține, Doamne, neamul meu, măi, să mă înveți.